Vinerea aceasta, în aula Facultății de Teologie Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, a avut loc ședința Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Sibiului. Lucrările s-au desfășurat sub președinția Înalpreasfințitului Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, și au debutat cu o slujbă de tedeum oficiată în capela facultății. Nu în ultimul rând a fost prezentată și activitatea desfășurată în mănăstirile noastre de către exarhul nostru, în așa fel încât, iată, toate împreună ne dau curaj și mai ales ne mobilizează pentru ca ele, toate aceste lucrări să fie împlinite în acest an în care toții ne îndreptăm atenția spre misiunea pe care trebuie să o săvârșim în cadrul bisericii, începând de la activitatea pastoral-misionară din parohii, cât și activitatea pastoral-misionară spirituală din cadrul mănăstirilor noastre. Pe lângă membrii Consiliului, au fost prezenți membrii administrației și exarhatului, dar și protopopii din Arhiepiscopia Sibiului. Scopul ședinței a fost aprobarea tuturor hotărârilor permanenței Consiliului Eparhial, luate de la ultima ședință eparhială a Consiliului și până la cea de astăzi.